Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bun găsit, Piatra Neamț. Spun cu respect pentru telespectatorii noștri obișnuiți cu TLM-ul de acum vreo 18 ani. Iată că Telemoldova Plus de la Iași, în direct de aici, din Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, în direct pentru telespectatorii din Moldova și nu numai, dacă vorbim de streaming-ul și de internet și de sistemul digital prin care transmitem. Petru Făsile vă spune cele bune și motivul pentru și durata vizitei, ca să spunem așa, acasă, este ceea ce înseamnă târgul de carte Libris, organizat de Consiliul Județean Neamț, Societatea Scriitorilor din Județul Neamț, Camera de Comerț și Industrie, Libris, 18-21 septembrie 2014. Dialogăm în următoarele câteva zeci de minute cu invitații mei, cărora le spun bun venit pe scena Teatrului Tineretului, 55 de ani de existență, un teatru care lansa, care primea tineri absolvenți ai Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică și apoi îi trimitea în toată lumea, sau mă rog, plecau ei la teatre de renume din țară, sau din București, sau de oriunde. Lângă mine, profesorul Mircea Petean, pictor, poet, scriitor, și, cum spunea domnia sa în glumă mai înainte, patron sau director sau șef de editură proprie. Bine ați venit la Piatra Neamț. Om de hârtie cu coperți de carton, v-am spus. Am înțeles. Clujean din tată în fiu? Da, sunt născut în Jucu, celebra comună de acum. Jucu Nokia, nu-i așa? Jucu Nobil, zic eu, deoarece una din cărțile mele importante se cheamă chiar așa, Cartea de la Jucu Nobil, dar școlit la Cluj și revenit la Cluj după Revoluție. Am înțeles. Și astăzi ați lansat Liniște redusă la tăcere. Deci deja nu, nu-mi lansez cărțile mele la astfel de târguri, lansez cărțile autorilor mei. Am lansat cărțile a doi autori din Piatra Neamț, poetul Giuseppe Massavo, un pseudonim pentru Giuseppe Asăvoaiei, și un roman al domnului Vasile Popa, Homicianu. Am înțeles. O să comentăm despre aceste aspecte. Dați-mi voie să-l salut cu drag pe doctorul, chirurgul, editorul și prietenul Virgil Răzeșu. Bine ați venit, domnule doctor! Bine v-am găsit, bine salut telespectatorii noștri cu ocazia Târgului de Carte, ediția a patra, Piatra Neamț, Libris 2014. Trebuie să spunem că profesor de renume de la Iași și menționez aici printre ei și pe domnul Eugen Târcoveanu, menționează întotdeauna calitatea dumneavoastră de medic-chirurg și de ceea ce înseamnă de dinainte de 89 aceste consfătuiri naționale ale chirurgilor din România. Este foarte adevărat că Dumnezeu mi-a oferit o șansă unică, și anume că mă număr printre organizatorii unei reuniuni anuale care anul acesta împlinește 36 de ani. Deci 36 adică de ani. Adică 25 plus 11 înainte. Până la ultima. Este unicat pentru chirurgia noastră și nu prea multe reuniuni de genul acesta se găsesc în istoria medicinei. Și subliniez această șansă deosebită și datorită profesorului Târcoveanu de la Iași, de 5 ediții încoace, această reuniune poartă și numele doctorului Iacomi, care a fost unul dintre inițiatori, și numele meu. Iacomi Răzeșu. Iacomi Răzeșu, da. Chiar dacă executivul acum este doctorul Chiozechi, tânărul Chiozechi de altă dată, dar acum cel care va prelua. Între generații s-a făcut și îmi pare bine că reuniunile noastre n-au sucombat, așa cum prevedeau unii. El duce mai departe cu respect, spun asta, pentru că îl știu și pe doctorul Chiozechi. Mai vorbim, mai ales că sunteți un om vechi. Când spun asta, nu mă refer la, știu eu... Și la vârstă. Și la vârstă. Vechi. N-am vrut să spun chiar așa, am zis vechi, dar tânăr prin atitudine și scris. Acum 2 ani, cu ocazia unui târg de carte, s-a vorbit foarte mult de generație 80-istă.
Și bineînțeles că era vorba de scriitorii care au făcut... Mai erau și alții peste 85. Și am spus și eu, păi da, și eu sunt, fac parte din generația 80-istă. Și la, întreb, la figurile mirate, am zis, da, am împlinit 80 de ani. Da, și nu 80 și... Scuzați-mă, domn doctor, e și un poet, un scriitor 80-ist, la propriu și la figurat. Gheorghe Izbășescu are peste 80 de ani. Scriitor 80-ist și la propriu și la figurat. Ei, mai vorbim despre asta, pentru că starea de spirit și tinerețea și ceea ce face omul nu ține de vârstă și nu ține de vârsta biologică, ci mai degrabă de felul de a gândi și sufletul tânăr. Da. Dar revenim. Un alt om tânăr care are așa un picior în trecut, dincolo de 89, și unul în prezent și unul foarte activ și ca om implicat în viața socială a comunității, dar iată și ca poet și un om care e tot mai vizibil în ceea ce înseamnă lumea literară, domnul Mihai Anganu, domnule prieten, domnule director de direcție pentru protecția copilului, ce a fost dumneavoastră o viață? Cel puțin asta știu. Altă ce ați mai făcut înainte de 89, nu vă întreb. Toată viața am fost în slujba oamenilor. Indiferent că am fost director, consilier sau alte funcții care le-am avut, primar, mă rog. Și cred că e un lucru bun, că reușesc să mă aplec și să rezolv problemele cu care se confruntă oamenii aflați în nevoie. Da, și cred corect. Că sunt aici pentru că împreună putem da un sprijin și domeniul acesta important din viața noastră, din viața tuturor, care este cartea. Hey, despre cartea vreau să vorbim astăzi. Dumneavoastră, domn Petrică, ați spus și foarte frumos că suntem acasă și dumneavoastră și noi. Dumneavoastră, de fapt, nu ați plecat cel puțin din punctul meu de vedere niciodată din rândul nostru, sunteți mereu lângă noi. Păi locuiesc aici. Și cu sufletul nu am și alte cu soluții. Celelalte chestiuni. De fapt, sunteți acasă în toată Moldova și dacă ne dă voi, domnul Petean, o să ne mutăm să fim acasă și în Ardeal și dar la putem, Cluj. Dar putem, deja avem licență pentru Arghita Covasna. Și peste tot. Eu vă mulțumesc pentru că acum mă uitam pentru prima dată pe această scenă a Teatrului Tineretului. Am urcat în 1961. Era membru a unei formații formidabile conduse de renumitul Galanton, o fanfară. Eram la faza regională. La ce cântați? Că eu cântam la corn. Ei. Așa, și deci acum mi-aminteam, iată ce ușor trec anii, dar necazul știți care este, că trec dintre a noștri. 61, vai, vai, vai. Deci în 1961 am urcat pentru prima dată pe această scenă. Sigur, de atunci încoace am mai urcat cu fel de fel de activități, de evenimente, dar rămâne în memoria mea acel festival de al fanfarelor din regiunea Bacău și nu numai. Eu, în afară de un spectacol, era festival de teatru și făceam parte dintr-o trupă la liceu și a fost aici o fază de asta interjudețeană. Țin minte și o spun acum cu respect pentru nemțenii mei, 1995, când am lansat prima televiziune din județul Neamț, Teleiem, în acea prezență remarcabilă, Grigore Vieru, Petre Aldea Teodorovici. Am intitulat lansarea televiziunii 95 în decembrie și ați fost prezent cu ajutorul dumneavoastră. Mai sunt și alți oameni mulți care ne-au ajutat atunci și au pus umărul și cu costuri și cu ce era nevoie. Am făcut aici un spectacol memorabil de vreo 4 ore cu Codreanca, cu Vieru, cu Olga Ciolacu, cu Socaciu, cu Hrușcă. Adică a fost un eveniment important și n-am uitat asta acum 18 ani și ceva, dacă vorbim de decembrie. Da, 90. Dar, sigur că revenim în actualitate. Revenim în actualitate. Suntem, deci discuția noastră este prilejuită de participarea la cea de-a patra ediție a Târgului de Carte Libris Piatra Neamț. Iată ce ușor trec ani, parcă ieri eram la prima ediție, tot în același colectiv organizatoric, adică aici mă refer la Consiliul Județean, la Societatea Scriitorilor din Județul Neamț și, bineînțeles, un rol deosebit, Camera de Comerț și Industrie a Județului Neamț. Și cred că vom duce mai departe acest eveniment, eu știu, peste ani, ca să vorbească și alții despre noi, că, uite, au trecut deja 60 de ani și suntem la 60 aniversare
târgului de carte Libris de la Piatra Neamț. Să dea Dumnezeu să fie așa. Cum vă simțiți la Piatra Neamț? Noastră, Clujul e Fruncea. Cum veniți aici la în Moldova? Bănățenii sunt la Ardealul. Mai vanitoși, că noi suntem mai modești, mai smeriți, clujeni. Da, eu mă simt foarte bine la Piatra Neamț. Să știți că am o grămadă de prieteni aici și prezența mea se datorează apelului făcut de prietenul nostru comun, Cristian Livescu. Și știam că Adrian lui Gheorghe e director de bibliotecă, de dragul lor, în primul rând a venit, dar și pentru că îmi place locul ca atare. La un moment dat eram chiar dispus să mă mut cu familia aici. Îmi place muntele și mi-ar fi plăcut să niciodată nu-i târziu, te punem aici, o pilă la cetățeanul consilier. Da. Iar într-o vreme, înainte de Revoluție, Adriana lui Gheorghe făcea un festival de literatură pentru copii. Eu eram atunci promotor de creativitate la, vă aduceți aminte, celebrele case ale pionierilor și șoimilor patriei. Nu, eu am lucrat la Casa Studenților, deci ați văzut? Eram promotor de creativitate, aveam un cenaclu la Borșa Maramureșului și veneam în fiecare an cu o ceată de copii aici. Mă simțeam excelent. Stăteam aproape câte o săptămână. Prieten bun cu Adriana lui Gheorghe, cum ziceam, cu Aurel Dumitrașcu. Aurel Dumitrașcu, Dumnezeu să-l ierte, mare poet, care a murit, da, din păcate, foarte tânăr. Cu Nicu Saba și ceilalți. Deci mă simt aici foarte bine. Acum l-am cunoscut pe Hanganu, pe domnul doctor. Deci, da, ca ins, ca editor, mă simt în apele mele la Piatra Neamț. Se poate trăi din carte, din editură, da, și din tipografie, făcând, sau mă rog, ce faceți? Da, da, asta fac. De la Revoluție asta fac. Am lucrat la Dacia vreo 8 ani de zile, după aceea am făcut o editură la Centrul de Librării din Cluj, iar din 98 am propria mea prăvălie și trăiesc din cărți, da. Asta înseamnă că înseamnă că se poate, nu, domnul Răzeșu? Dumneavoastră, se poate. Sunteți de acord cu ce spune domnul Petean? Da, sigur, Petean? Că vom ține legătura. Aș aveți editura Răzeșu. Ca o persoană implicată în acest târg de carte, vreau să spun că aceasta, a patra ediție, a câștigat foarte mult în prestanță, în organizare și acest lucru îmi dă speranța că edițiile viitoare vor fi din ce în ce mai reușite. Aș vrea să spun, apropo de întrebarea dacă se poate trăi din carte, este o întrebare relativ grea. Răspunsul este și mai greu. Dar ce trebuie să vă spun, că după Revoluție am avut sentimentul acesta că dacă fiecare dintre noi ar face, în afară de meseria... Țineți de microfonul, pe care o, microfonul aproape, domnul doctor. În afară de profesia pe care o practică, dacă ar face ceva în plus, mic sau mai mare, de mai mare amploare, ne-am desprinde mai ușor de marasmul pe care l-am trăit. Și atunci, în acest spirit, am fondat această editură. Poate că eram mai inspirat dacă aș fi recurs să fac un bar sau un restaurant sau altceva, dar asta nu are importanță, pentru că vreau să subliniez că, în general, cartea începe din ce în ce mai mult să prindă la oameni. Este o problemă foarte grea. Multă lume se întreabă și afirmă că este vorba de o criză a cărții, dar n-a scăpat niciun domeniu de activitate de criză și atunci era normal ca și cartea să fie în criză. În realitate, trebuie să spunem că niciodată n-a fost altfel. Au fost oameni care au citit, alții care n-au citit. Au fost oameni care au pus mâna pe undiță, pe arma de vânătoare sau cel mai frecvent pe pahar și au fost și unii care au citit. Sigur că cei care se află în fața noastră ca element de educație s-au înmulțit extraordinar. Altădată știam de învățători, știam de preoți, știam de familie. Acum au apărut televiziunea, au apărut o mulțime de internet, nu mai spun, sunt o mulțime de alte cartea elemente. Cartea digitală, da? Alte elemente care intervin în viața noastră. Dar după mine, cred că dacă vom continua așa și fiecare încercăm să,
să punem cartea, să repunem cartea în locul ei, va fi foarte bine și vom depăși aceste aspecte de criză. Vă rog să dați microfonul invitatului nostru. Ați văzut așa o mișcare de trupe aici pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, stimați telespectatori. Ne cerem scuze, dar suntem onorați în același timp că dacă Mihai Caravan, directorul Camerei de Comerț și Industrie Neamț, n-a vrut pe scenă, prietenul și șeful meu, spun asta cu respect pentru președintele Societății Scriitorilor din județul Neamț, m-a primit ca membru acum vreo 2 ani, n-am plătit cotizația, cred că puteam fi exclus pe numai pe un an. Dar domnul Ivescu este cel care, iată, Societatea Scriitorilor din județul Neamț a organizat și este mentorul acestui târg, folosindu-se de parteneriatul și prietenia și sprijinul Consiliului Județean și a Camerei de Comerț. Acum, domnul Petru, iertat în fie intervenția, dar domnul Cristian a întârziat motivat pentru că da, atât de mult a muncit zilele astea și eu o spun cu seriozitate. Păi, nu o spun era la seara la Mircea Diaconu, nu? Pe de care dimineață și până seara, ca să fii tot timpul alături de toți scriitorii care și-au lăsat, și nu sunt puțini, care și-au lăsat, o să spună domnul Cristi Câți, și-au lăsat cărțile și să fie atent la toate detaliile, sunt lucruri deosebit. Și bine ați venit! Felicitări, Cristi! Bine v-am găsit și vă mulțumesc că faceți această transmisie de aici, de la Târgul de Carte. Ce se întâmplă? Este o treabă frumoasă. Noi am luat-o ca o treabă frumoasă și am construit Târgul de Carte cam după puterile noastre. Nu este un târg de carte comparabil, să zic, cu cele din București sau din Iași. E un târg de carte care pune accentul, de fapt nu știi dacă cultura îmbrățișează comerțul ca să difuzeze cartea sau cartea îmbrățișează cultura ca să poată fi de folos cărții. Ce se întâmplă? La târgul de carte de la Piatra Neamț se perindă, și așa l-am conceput, ca prin crearea de evenimente să se perinde un public cât mai numeros. Standurile sunt permanente, dar publicul vine la o manifestare anume. De pildă, un public extrem de numeros a fost astăzi, să zic, la deschidere dimineața, a fost academicianul Mihai Cimpoi a fost un public deosebit. Aseară, iarăși, când a fost tot domnia sa, apoi Mihai Tatulici, care a făcut și el să fie publicul foarte prezent. Este aici prietenul meu Mircea Petean de la Cluj-Napoca și dânsul s-a bucurat de o... De ce? Pentru că a mizat pe câțiva creatori din județul Neamț. La Cluj-Napoca au apărut câțiva autori în ultimii ani din Piatra Neamț. Deci, iată, contează foarte mult acest dialog al autorilor și cu editurile și, în același timp, mai este un lucru important, a crea pentru fiecare carte evenimente. Cartea, cred că nu poate ajunge unde trebuie fără aceste evenimente. Noi ne gândim și, cred eu, sigur, discuția asta despre situația, starea cărții în clipa de față este o discuție foarte, foarte interesantă pe care noi o grăbim. Noi spunem, nu e nicio problemă, cartea rămâne, noi suntem o generație care avem acasă o bibliotecă, ne-am construit singură bibliotecă. Trebuie să învățăm pe copii să construiască la rândul lor, să colecționeze carte. Exact cum și părinții noștri ne-au învățat pe noi mi-aduc aminte, tatăl meu ducea permanent cu el o valiză de cărți pe care o avea dinainte de război. Erau cărți, multe dintre ele interzise, le ținea sub pat, erau interzise și de asta ne făceau curioși. Vroiam să știm exact ce se întâmplă, ce e în valiză. Tot așa, vedeți, ați construit o bibliotecă încet, încet acasă, pe seama părinților, pe lângă ce au adunat părinții să aduni și să aibă simțul acesta al colecției, cred eu că este un element care ajută o carte să ajungă acasă la om. Al doilea element este a-i crea, eu știu, mă uit și eu în străinătate, a crea un fundal favorabil cărții. Vedeți, n-am să spun decât despre James Joyce, am mai dat exemplul ăsta și vreau neapărat să-l dau. Noastră știți, romanul al lui Joyce, Ulise, se întâmplă pe 16 iunie. O dată, 16 iunie, tot romanul acela masiv, tradus de noi, impecabil, de Mircea Ivănescu, se întâmplă pe 16 iunie. Ei, aflați că în Dublin, localitatea natală a lui Joyce, este o sărbătoare
extraordinar în ziua de 16 iunie, ziua în care se întâmplă acest roman. Ies toți negustorii cu bere, cu tot felul de... Dar mai ales cartea este la loc de cinste. Este o sărbătoare a lui Joyce, mai mult decât atât, pe o estradă amenajată frumos. Se perindă, eu știu, actori, dar oameni obișnuiți, profesori, elevi, citesc din Ulise. O carte, știți că este extraordinar de greu de citit. Ei citesc de acolo ca din Biblie. Îi pun opera în valoare. Ne-am gândit și noi tot la treaba asta și cred că vom, ori pe seama lui Hogaș, ori pe seama lui Sadoveanu, ori vedem pe ce fundal să creăm un asemenea eveniment încât cartea să vină în întâmpinarea, o să determine curiozitatea. Mă duc acasă, Joyce, care este extraordinar de greu de citit. Pentru noi a fost, pentru generația noastră a fost o probă de încercare. Mă închipuiți irlandezi și ei acum puși la treabă să citească pe Joyce acasă. Se duc acasă după ce au stat și au băut bere, ce au făcut ei în centru acolo pe 16 iunie, se duc acasă și interesant, e o dată interesantă 16 iunie, la noi 15 a murit Eminescu. Iarăși, vedeți, balansează, sunt date cosmice aproape. Astea. Dar evenimentele trebuie neapărat create în jurul cărții. Ceea ce facem și noi cu Târgul de Carte. Avem aici un poet. Câte cărți ați scos până la urmă? Și știu că la o lansare au fost peste 200 de persoane. Da, sigur. Că anul trecut, cred. Așa este. Domnul Mihai Hanganu. La cele 15 lansări de carte, lansări care le-am făcut 15. Până acum, această carte de versuri cu trei rând prin amintiri am lansat-o în prima zi a Târgului de Carte, pe data de 18, după amiază, și sigur că m-am bucurat și de această dată de un public numeros. Dar haideți să nu spun treaba asta, pentru că avem invitatul nostru de la Cluj. Și ați scos la editura dumnealui sau la... Ați văzut că... Mi-a propus un roman. De acum. A spus că îi place foarte mult muntele. Da? Haideți să-i zic o poezie care se cheamă Natural. O dedic special domnului Mircea Petean. Îmi dați voie. Mulțumesc, da? Anticipa. Spre Ceahlău mă îndrept acum cu natura însoțitoare, să-i calc în velișul sobru mângâiat de mândru soare și să văd cum curge apa bistrițe biguritoare printre stâncile tăiate după muncii stovitoare. În poiana sihăstrii, cum stau drept și alb mestecini, mângâiați de vântul nordic și primind miros de cetin, înspre schitul de pe munte să-i privesc pe pelerini ce slujesc cu dăruire locul sacru la creștini. Urmărit prin luminișuri de priviri scoditoare ce pădurea le cuprinde ca într-o lume uimitoare, pasul mirăresc de teamă să nu sperie căprioare sau un urs ce întinde laba să primească de mâncare. De alături de la stână se aude fluierând baciu care își cheamă turma așezată rând pe rând, ca sosit ora amezii și nu poate sta flămând după atâta umblătură, voi și voi cu trei rând. Oile, intrând în târlă, își oferă ascultătoare pentru mâinile de bace, ugerile mișcătoare, ce din ele mângâiate pleacă laptele în mișcare, așezându-se cu grijă în donițele sunătoare. Îmi dați voie să dau o replică în versuri. O să-ți spun, dragă Mihai, un haiku care vine în cap acum. Trei pini înfrățiți pe colina deșartă. Ploaia rupe tăcerea. Mulțumesc. Ați realizat emisiuni și de radio. Aveți o voce foarte bine conturată. Am o voce radiofonică. Am lucrat 10 ani de zile pentru un alt preasfințitul, Anania la Cluj, care pusese pe roate un post de radio creștin. Se chema Renașterea și de dragul lui am făcut o emisiune, o revistă literară radio, 10 ani de zile bătuți pe muche. Da, corect. Mi-aduc aminte. Mai aproape microfonul. Mi-aduc aminte. Te-am sunat nu odată și pe tine. Odată m-a luat prin surprindere. Eram cu telefonul. Da, și aveam telefonul și deodată Mircea Petean zice, fii atent că îi înregistrez acum o emisiune cu tine, Lara. M-a luat, eram pe stradă, cred că eram, sau așa. S-a descurcat. Era foarte interesant să te ia așa ca din oală și să fii direct cu niște ascultători din Cluj. Era cu totul pe altă râm. Interesant treaba asta, dialogul ăsta. Dar vroiam să vă spun cu specificul acestui târg de microfonul, carte. Microfonul.
de la Ține Piatra aproape. Neamț, că am avut câteva evenimente deosebite care merită... Poate bine să menționăm cam ce s-a întâmplat. Puțin câteva merită, pentru că au fost aici eforturi mari de a aduce oameni și de a-i scenariza într-un fel, de a-i include, de a-i așeza într-o succesiune care să fie și diversă, pentru că și aici am avut împreună cu Camera de Comerț și Industrie, este o muncă deosebită. Cred de vreo 3 luni de zile ne-am ocupat de rezolvarea Caravan, programului. E veșnic. Da. Mihai Caravan, da, și cu domnul Apopii, care și dânsul a fost neavegheat așa din umbră. Dar dincolo de treaba asta, vreau să vă spun, a deschis Adriana lui Gheorghe cu romanul lui Laica, e un roman interesant și care stârnește discuții în clipa de față, inclusiv în ultima Românie Literară a apărut o cronică a lui Ion Holban. Interesant că Ion Holban a venit și el cu un volum, cum să spun, impozant, așa. Dar cu multe pagini Eminescu. Nu, era literatura română de azi, proza în care integrează și pe scriitorii basarabeni alături de cei ai noștri. Nu mai este, la urmă, literatura din Basarabia. Știți cum apar la noi sintezele noastre? La urmă, în sfârșit, acordă și un capitol pentru literatura. Aici sunt integrați. Vezi și un scriitor basarabean alături de 2-3 alți poeți români. Interesant ce face. Și aici a fost și un dialog între Ioan Holban, care abia, scrisese cronica România Literară, și Adriana lui Gheorghe, care întâmplarea a făcut. Și a fost un dialog foarte, foarte, foarte bun. După aceea am lansat, este la Iași o editură foarte bună, se cheamă Tipo Moldova, care realizează lucruri de esență, vreau să vă spun. Corneliu Ștefanache? Îl cheamă Aurel Ștefanache. Aurel Ștefanache, poetul Aurel Ștefanache, da, care a fost un prozator foarte mare. Mare prozator. Așa, care a venit iarăși cu producția lui editorială, care este absolut impresionantă. Dincolo de acest volum de vreo aproape 2000 de pagini a lui Ion Holban, da. Așa. Dincolo de asta au venit cu celelalte cărți ale sale, foarte serioase, foarte temeinice. În orice caz, se vede că lucrează temeinic. Munca de editor este o muncă, apropo de târgul de carte, unde se întâlnesc editorii, scriitorii, cititorii, librarii. Deci e un fel de conclav dintre ăsta în care librarul într-un fel vede pe autor și în același timp cititorul îi vede pe toți. Sunt implicați în același proces. Sunt implicați în distribuția cărții. Așa. Iarăși vreau să vă spun că am lansat 2 reviste, ultimele numere din Antiteze și Conta. Apoi iarăși un roman pe care vreau să vi-l aduc în atenție, este un roman, Cravașa, de care mai devreme discutam cu prietenul Constantin Munteanu, de la întâlnirea la care vin acum. Romanul Cravașa, care se întâmplă pe 23 august, al Constantin Virgil Gheorghiu, originar din Războienii Neamțului și care a ajuns la Paris, unul din prozatorii noștri mari de la Paris. 1949 a apărut Ora 25, un roman care a făcut senzație în Franța, și după aceea el a făcut și un turneu în America Latină, un turneu de aproape 2 ani, în care a făcut cunoscută opera asta, Ora 25, peste tot. La ora aceea, în anii 51-52, Constantin Virgil Gheorghiu era unul din prozatorii mari a Europei în America Latină. Așa. Discutam mai devreme, pentru că Mircea Petean a publicat la editura dânsului pe Vasile Popa Homicianu, un autor foarte interesant, care mai aproape microfon. Și care îl asemuia și foarte bine făcea cu proza latinoamericană, cu proza de acolo, apropo de marchezianismul și toate treburile astea care au intrat în proza noastră, dar i-am spus că, într-un fel, și Constantin Virgil Gheorghiu a rodit acolo proza latinoamericană prin turneul acela pe care l-a făcut în 49-50-51, l-a făcut în America Latină, distribuind romanul acela fascinant, care a fost Ora 25, s-a și făcut un film foarte bun. Cravașa merită, e un roman greu, un roman greoi și ideologic vorbind, pentru că controversat a avut și un proces Părintele Gheorghiu, pentru că a fost preot. Părintele Gheorghiu a avut și un proces pe seama acestui roman, pe care l-a pierdut procesul și a trebuit să schimbe numele unui personaj,
apropo de fanarioți și de corupția care bate România de la fanarioți încoace. Merită interes, romanul a avut succes, Cravaș a avut și la Târgu de Carte, iată, l-am avut succes, iarăși un roman care cred eu că a avut succes, iar este Drum închis al lui Florin Vasile Bratu. Florin Vasile Bratu, un autor din Roma, plecat din Roma, trăiește în București. O să vi-l invit la o emisiune de-a dumneavoastră, că vine împreună. Acum este în Statele Unite și în Canada. Se întoarce din... Poate organizăm o lansare, fie la Iași, fie la Piatra. Poate este extraordinar de interesant romanul lui, Drum închis. De ce? Pentru că se întâmplă în anii 50 și în anii noștri. Și să vedeți câte similitudini sunt între anii 50, apropo de justiție, apropo și numai de justiție, de toate câte se întâmplă între anii 50 și anii noștri. După aceea am avut iarăși Dealuri Ghindăoane a lui Virgil Savin, de care un autor stimabil al nostru, și seara trebuie neapărat să vă spun că am avut revelația cu acest Ștefan Baghiu, care este originar de la noi și care a luat toate premiile importante posibile la debut. A luat premiul revistei Observatorul Cultural, a luat marele premiu la festivalul Eminescu de la Botoșani, le 15 ianuarie, a luat marele premiu al Uniunii Scriitorilor pentru debut și a intrat automat în Uniunea Scriitorilor. Vedeți cum o singură carte, La sud prin Lăceni, și am avut și noi curiozitatea să-l revedem, pentru că el a terminat facultatea la Cluj și l-am invitat, a venit cu bucurie și cu plăcere, a avut un dialog extrem de interesant cu colegii, cu amicii, cu prietenii, cu scriitorii din Piatra Neamț, apropo de destinul literaturii tinere. Și ne-am dat seama că, iată, literatura din Neamț, apropo că știi, Mircea Petean, pe vremea vorbeam despre școala de poezie de la Piatra Neamț, de la Neamț, de fapt, nu de la Târgu Neamț, Neamț, de la Neamț, așa. E, școala asta există, iată, dă, furnizează mai departe elemente, forțe, iată, Ștefan Baghiu. Ștefan fiind școlit la Facultatea de Litere din Cluj, da. Și fiind un foarte bun critic literar. Foarte bun, da. Corect. Eu nu știu, nu i-am citit toată cartea. El la întâlnirea echinoxiștilor din toamnă, s-au împlinit niște vreo 50 de ani de la apariția primului număr al revistei Echinox. Într-o seară ne-am adunat cu toții într-o sală din incinta facultății și Ștefan a citit un poem din cartea cu Pricina. Nu m-a impresionat foarte tare poemul cu Pricina, dar se pare că e o carte valoroasă de vreme ce a luat atâtea premii. La noi însă, aici aș vrea să spun o propoziție, din păcate, premiile literare nu au impactul, chiar dacă sunt foarte importante, premiile unui scriitorilor de pildă sau la Academiei, nu au impactul comercial, despre asta e vorba, pe care l-au premiile importante în Franța, în Statele Unite, în alte părți. Acesta este un fapt. Și e păcat că se întâmplă așa, pentru că o carte ca aceasta, care a luat premii multe și importante, trebuie să se vândă în sute de mii de exemplare, desigur. Da? Nu știu de ce nu se întâmplă, nu au premiile impactul pe care ar trebui să-l aibă în fond. Știți cum este, nu avem longevitatea românească. Premiilor literare. Noi aici am avut un concurs Aurel Dumitrașcu pe vremuri, la care era un concurs de debut în materie de carte de poezie, de debut în poezie. Au fost foarte multe nume care lansate. La un moment dat n-am mai găsit, nu găseam oameni pe care vreo 2-3 ani nu i-am mai dat premiul acesta, că nu aveam la cine, practic concurenții erau foarte slabi, nu meritau premiul Aurel Dumitrașcu. Și a trebuit să renunțăm. Vedeți cât de mult a contat. Acum să reînnoze o tradiție este foarte greu. Vreau să spun și să subliniez ce spunea Mirea. Foarte dreptate mare are. Nu avem tradiția unui premiu literar care de consistență, care să duce și în același timp să atragă atenția, comercial vorbind, să vândă cartea respectivă într-un tiraj mare. La noi tirajele de poezie, l-am și întrebat pe ceva, câte 1000 de exemplare. Ceea ce e un tiraj foarte bun în clipa foarte de față. Foarte mare, pentru poezie uriaș. Da. Din care s-au vândut aproape tot, pentru că am vorbit la editură ca să aducă, să ne trimită cartea respectivă, mai aveau câteva. Deci înseamnă s-a vândut destul de bine, zicem, 1000. 1000 reprezintă foarte puțin.
Foarte puțin. La o țară de 20 de milioane, dar cred că am autorizat și lăsăm mai departe programul. Vreau să vă spun că a fost mai, tot în știu că asta. Sunt și niște scriitori sau poeți din Italia. E un grup de italieni sau de editori? Da, au venit doi italieni. Chiar o discuție foarte interesantă, pentru că a fost, pe de o parte, un volum de poezie a lui Bruno. Da, da, Bruno Rombi, Bruno Rombi, genovezul, eu îl cunosc. Da. Bruno Rombi foarte interesant. L-am cunoscut la Genova. Amândoi au venit cu Ștefan Damian, care este profesor universitar la Cluj. Vezi, dialogul ăsta cu Cluj a fost Mică-i foarte lumea, firesc. Nu? Da. Da, am avut oaspeți de la Cluj foarte mulți anul ăsta. Așa, și Bruno Rombi e cunoscut la noi. Gian Pietro Bruni, al doilea invitat, care a scos o carte tot la o editură de-a noastră despre o iubire târzie a lui Benito Mussolini, a lui Benito și Carla. Și da, și am spus, domnule, cartea asta chiar atrage atenția, pentru că eu, la noi, dacă am vorbit despre, eu știu, despre iubirile unui dictator, eu știu, să ne referim la Antonescu sau la Lucia, ar fi o carte politică corect, nu știu dacă n-ar stârni discuții. Și l-am întrebat pe el, n-a stârnit discuții în Italia, de tocmai pe seama acestea. Și mi-a spus, nu, n-a avut probleme, dar zice, trebuie să fim corecți în ce prezentăm. Păi sigur că da, sigur că trebuie să fim corecți în tot ceea ce prezentăm. Apropo de materialul documentar și tot ce însoțește cartea, și niște poezii și niște scrisori acolo. De fapt, el spune despre iubire. Mania italiană la Dante încoace, iubirea interesează. Nu interesează omul care iubește, interesează ideea de iubire. Fie și Benito Mussolini, nu contează. Dacă a iubit și el, da, de ce nu? A iubit pe cine? Era o fată care s-a îndrăgostit. Carla asta s-a îndrăgostit de el enorm de tare. Era cu 37 de ani mai tânără ca el. Dar s-a îndrăgostit enorm de ea și a murit împreună cu el. Ultimele ore și-au petrecut împreună și au murit împreună. Nu, am avut și la noi o chestiune tot de dragoste, dar dragostea pentru vapoare. O carte care am lăsat-o Mihai Tatulici și se intitulează. Eu am citit-o, deci ceva din am citit aseară, azi noapte. Distrugătorul Speranța, cu un titlu foarte frumos. Trebuie să spunem telespectatorilor că Mihai Tatulici, bine, cu Mircea Diaconu vor fi aici la ora 18 în direct pentru televiziunea din Moldova. Eu am lansat o mică idee legată de chestiunea aceasta. Apropo de vânzarea cărții, ce dați voie să spun o glumă, că așa, eu zic așa, e normal la o întâlnire din astea noastră, că un prieten a fost întrebat ce i-a luat, mă rog, colegului de ziua lui. Zic, o carte. Nu trebuia, zic că mai are una. Numai una. Mai sunt vreo 4-5 minute pe care aș vrea să concluzionăm de ce, că ne pregătim pentru ora 18. Și iarăși o glumă, să știți că cărțile lui, fac o cacofonie, dar e frumoasă, cărțile lui Tatulici au dispărut. S-au vândut acum toate? S-au vândut toate, nu știți? Vă spun cu și atunci, sinceritate. Invităm eu pe nemții să vină un cu joc, la autograf. Eu nu știu dacă e un joc, că se întâmplă jocurile astea. Bucureștenii practică jocurile astea, să-l întrebați chiar. Trimite pe cineva care să-i cumpere tot tirajul. Dar cert este, vă spun, că a venit nu cineva. Nu cred că cineva a investit ația bani. Domnul Frăsilă, sunt om serios. Vin de acolo, vin de acolo. Acuș. A venit cineva și a spus cât costă cartea respectivă, câte exemplare aveți. Păi avea vreo 200 și ceva mai avea, că s-au vândut o parte aseară. Ultimile. Le-a cumpărat pe toate. Pe cuvânt vă spun, este treaba, așa am rămas și noi. Dați-mi microfonul, domnule. Dar i-am spus, nu l-a întrebat, ce face cu ele, domnule? Zice, domnul Livescu, zice, nu mă interesează pe mine ce face cu ele, mine mă interesează banul. Acum hai să facem o glumă. Știți că era o perioadă când unii scriau de rău prin ziare și te cumpărau toate ziarele? Stați așa, când i-am spus acum cuiva, când i-am spus cuiva negativ, de întâmplare, da. I-am spus de întâmplare, uite, domnule, ce s-a întâmplat, zice, nu e nicio problemă, Tatulici a trimis pe cineva să-și cumpere cărți. Vorbim asta. Da, domnul Rădeș. Asta vreau să spun și eu, că această cumpărare a unui tiraj nu este deloc întâmplătoare și după ce ieșim din emisiunea în direct o să vă spun mai multe. Apropo de, suntem trei editori aici și vreau să spun publicului spectator că la momentul actual a scoate o carte este extrem, extrem de ușor. Problema cea mai grea pentru noi ca editori este problema difuzării. Absolut. Și după mine, vinovați sunt Ministerul Culturii, primul interesat în difuzarea cărții, și Biblioteca Națională.
Știți dumneavoastră cât costă, știți foarte bine. Da, pentru, și eu am avut... Pentru public. Librarul cere 45% din valoarea cărții. Ce să nu mai rămână pentru tipograf, pentru editor și pentru, și pentru autor? Autorul este cel mai păcălit, cel mai pârlit dintre toți. Deci, lasă acolo. Stați oreacă. Bun. Ministerul Culturii îmi cere mie, noroc că nu-i dau, 2% din fiecare carte vândută. De ce? Eu, individ, Drăzeșu, cer 10% fiindcă există. Atât ai dreptul de autor. Dar dacă Ministerul Culturii ar face el o rețea de difuzare și ar cere 25% din scuzați-mă, din preț, nu Ministerul, la Uniunea Scriitorilor se depune 2%, timbrul literar. Da, dar încă nu-i legiferată, care? Încă se lucrează, el ar face se lucrează de, la legea timbrului literar. De difuzare, da. Atunci lucrurile s-ar aranja și ar descuraja acest... A fost ideea lui Laurențiu Ulicica din acest 2% să se realizeze o rețea de difuzare a unui scriitorilor. Din păcate, a existat, la un moment dat, pe vremea lui Ricaru, a existat o astfel de rețea, dar a sucombat după plecarea lui. S-au închis toate librăriile înființate în epoca Ricaru. Da, da, corect. Eu cred că discuția noastră ar putea să aibă și o frază măcar de ce-i de făcut, încotro cartea. Apare cartea digitală, nu mai spun de Facebook și ce mai avem noi, apropo, preocupări de la generația tânără cel puțin. Se citește mult sau puțin, știm clar că se citește tot mai puțin. Dorința de a avea o carte în mână, să-i simtă mirosul cititorul sau tânărul sau studentul, o are din ce în ce mai, dacă nu rezervată, ci din când în când. Despre aceste lucruri și în contextul economic, în contextul politic, ce vorbim? Aș accentua și rolul școlii. Trebuie și al familiei. Trebuie și al familiei, desigur, dar în școală ar trebui să crească interesul pentru scriitor ca personaj. Ar trebui scriitorii să desanteze, să zic da, așa. Chiar a fost interesant că s-a dat, mi se pare, un examen, o probă. Din, da, unul în acest din subiecte an, a fost în acest an, sigur, cu cineva, la deci un scriitor în clasa cu care nouă. V-ați întâlnit. Da, evocarea unei întâlniri am cu un scriitor. Am rămas surprins, da, plăcut când am văzut cu o asemenea temă, pentru că fusesem în foarte multe școli și... Și au spus Cristian Ivescu? Și cred că au spus treaba asta, dar în orice caz asta să devină temă de examen chiar m-a surprins. Este extraordinar. Iar eu am întâlnit în școli și ar fi bine ca dascălii să ia ca exemplu acest lucru, dascăli de română, de franceză, care au creat grupuri de elevi și i-au învățat să se joace de editorul, de negustorul de carte, de a specialistul în marketing și așa mai departe. E o chestiune care s-ar plus că francezii mai mizează nu pe marile librării, nu pe marile librării, cum mizăm noi. Noi avem mari librării care sucumbă foarte ușor, ci pe micile, librăriile tip butic. Librării de spațiu mic, dar foarte publice. Pe anumită specializare. Găsește acolo cărțile avangardei, de pildă. Toată avangarda o găsesc numai la librăria, nu știu care, din București. Mă duc acolo și știu că găsesc tot. Așa. Sau cărțile ardelenilor, eu știu, proza ardelenească, sau cărțile Rebreanu, Agârbiceanu, toți ăștia îi găsesc într-un singur punct în Cluj. Da, librării de nișă, cum ar veni. Da, librăriile de nișă, da. Și asta e o soluție. Mă uit la domnul Răzeșu, a rămas pe gânduri. Ați rămas pe gânduri. Sigur, sigur. Puteți cel mai vechi între făcut, noi. Vă dau și un alt exemplu. Împreună cu domnul Ivescu am fost acum 2 ani la un spectacol organizat de un liceu apropo de aniversarea, o comemorare a lui Nichita Stănescu. Și poeta liceului a recitat din propria producție lucruri foarte frumoase, dar după ce a terminat, diriginta ne-a spus să vedeți că i-am dat fetei cartea cu Nichita Stănescu să recitească și din Nichita Stănescu să recitească niște versuri. Știți, cărțulia care are figura lui pe fete. Și ce credeți că spune poeta liceului? Spune, vai, uite ce surpriză, Nichita Stănescu e bărbat, credeam că e femeie.
Dacă este posibil să fii poet al liceului fără să știi că Nichita cine a fost și cum a fost. Încheiem cu un vers de-a lui Mihai Anganu. Aici era contaminarea cu Nichita, personajul acela de fabulos din subsolurile Bucureștiului. Apropo de Nichita, aici era contaminarea. Am înțeles. Hai să încheiem cu o strofă, două, trei. Vreau să închei cu o poezie care se cheamă Claca vorbii, că tot am vorbit noi astăzi aici. Câte zile de gâlceavă în această țară sunt, de cutremură prezentul strămoșescului pământ și în groapă, în cenușă, faptul unui popor cunoscute și trăite cu sudoare și mult dor. Ce putere neîmplinită cred că au acei de sus, de se luptă între dânși și fără avea nimic de spus, când o lume subjugată îi observă cu dispreț și nu-și dă nici două cepe pe discursul lor măreț. Ei tot cred că din disputa susținută cu ardoare s-ar ivi cumva lumina ce ar luci precum în soare și pe urma lor ar merge mii de oameni mulțumiți, dar se înșeală, că românii nu se lasă păcăliți. Până unde vor da iama vorbăreții nepoftiți în răbdarea unor oameni și așa nepăstuiți care își caută feciorii răspândiți în lumea mare și își plâng în pumn necazul de atâta supărare? Ce-ar fi să-i băgăm în grotă, transformându-i în statui, într-un colț de țară unde nici picior de vultur nu-i, să vorbească între dânsii până când s-or plictisi, că au scăpat de lup groa lumii, doar așa, bine, mersi. Mulțumim, replica domnului. O să spun două haicuri. Plouă peste râu, plină ochi, luntrea, totuși nu se scufundă. În zori, drumul e plin de bălți. Hai cu locile la plimbare. Mulțumim. Domnule Cristian Ivescu, ce se mai întâmplă? Și va fi și duminică? Sau sigur, trebuie să încheie astăzi? Sigur, mai avem și mâine, avem un program încărcat. De obicei, duminica era o zi lejeră. Microfon, dar anul, duminica era o zi lejeră, dar și anul acesta avem câteva lucruri interesante. Avem o carte care aduce în atenție centenarul Nichita Bistriceanu, un poet care, pe care lumea de aici, și publicist pe care lumea locului îl cunoaște. A apărut o antologie a poeziei sale și zic eu că e interesantă. După care urmează Lucian Strochi, un redutabil autor pe care îl avem noi și care scrie poezie, proză, teatru, scrie în toate genurile și mai ales în domeniul prozei excelează. Zic eu, romanul lui Cicatrice a fost un roman care foarte bun, l-a reeditat de curând și cred eu că va stârni interes. Și nu în ultimul rând aș remarca premierea, pentru că vrem să aducem, să-i premiem într-un fel, să le dăm, acordăm câte o atenție participanților la acest târg, dar mai mult decât atât vrem ca de anul viitor să acordăm un premiu unei cărți editate frumos, unei cărți să fie cartea emblemă a unui an editorial pe care să o sărbătorim cartea respectivă la Piatra Neamț. Cred că ideea asta ne vrem să o avem pentru anul viitor, să o pregătim cu un juriu care să fie atunci foarte atent și foarte la producția pe care ne oferă editurile, în așa fel încât să premiem o carte reprezentativă cu totul, și grafic vorbind, și conținut, și ca autor și tot. Zic, spre asta tindem, apropo de premiile care sunt criza de premii. Avem premii multe, dar nu premii eficiente în ceea ce privește spațiul editorial. Pătrunderea lucitorilor. Mulțumesc, vă doresc succes pentru ceea ce faceți dumneavoastră aici, domnule Cristian Ivescu. Libris, Târgu de Carte, 18-21 septembrie, Piatra Neamț, organizatorii Consiliului Județean, Societatea Scriitorilor din Județul Neamț, pe care o conduce domnul Cristian Ivescu, Camera de Comerț și Industrie Neamț. Eu aș spune aici Mihai Caravan, un om bun la toate, care, director fiind al Camerei de Comerț și Industrie, a fost mâna dreaptă sau partenerul oficial al domnului Cristian Ivescu. Foarte inimos și îmi pare rău că n-am putut fi aici, dar ne pregătim pentru ora 18. Foarte inimos și redutabil, adică
Știți cum se spune în termenii, ține la tăvăleală. Da, eu cu toată admirația îi urez să învingă și la 18 și spun asta pentru, și pentru dumneavoastră cei de acasă, stimați telespectatori, pentru că în jurul orei 18 vom fi în direct tot de aici, de la Teatrul Tineretului din Piatra Neam, de pe scenă, unde suntem și acum, cu Mircea Diaconu, Mihai Tatulici, Vladimir Drăghia, Rețete de Succes, un dialog cu public și sperăm, din câte am înțeles de la Mihai Caravan, poate vreo 200-300 de oameni în sală, atât câte locuri are Teatrul Tineretului. Cu mulțumiri pentru Mihai Hanganu, Virgil Răzeșu și, nu în ultimul rând, Mircea Petean și Cristian Levescu. Petru Făsilă vă spune cele bune de aici, de la Piatra Neamț, de acasă, de la Piatra Neamț. Asta spun pentru ieșenii mei dragi, care ne-au putut urmări în direct, făcând naveta așa între, nu spun între Rai și Iad, pentru că ar trebui ca Raiul sau Iadul să-l poziționez în afara celor două județe. Mai glumim pe tema asta, dumneavoastră știți de ce. Cele bune, revenim, dăm legătura în studioul nostru de la Iași, la Universitatea Petre Andrei, la etajul 10, pentru cei care știu că încă mai există universitatea cu sediu în acest loc. Și după aia revenim din nou, așa cum vă spuneam, la, în jurul orei 18, aici la Piatra Neamț. Publicitate și revenim. Cele bune, la revedere! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,